Mulțumesc, domnul președinte, de ședință. Vreau să știu dacă sunt auzit. Dacă sunt auzit. Sunteți, vă rog frumos. Mulțumesc. Vreau să vă vorbesc despre politețea salutului. Stimați colegi, bună ziua, eu nu pot Chivanov și guten tag, domnul președinte Ioanis. Voi începe declarația mea politică cu un citat din Dex. Salut, salutul, substantiv neutru, cuvânt, enunț sau gest cu care se salută. Cuvântarea prin care se salută o adunare o se întâmpină un oaspete oficial. Un alt cuvânt, politețe, pronume personal sau posesiv de atitudine sau comportare atentă, amabilă, respectuoasă față de cineva sau față de ceva, care denotă bună cuvință și bună creștere și amabilitate. Dacă căutăm în codul bunelor maniere, aflăm că salutul este primul și cel mai important gest al politeții. Ludovic al XIV-lea a salutat pe ultima bucătăreasă cu aceeași curtoazie ca pe strălucitoarea domnișoară de La Valier. Orice limbă de pe fața pământului are forma proprie de salut. Dacă studiem pagina oficială a Uniunii Europene, aflăm că sunt 24 de limbi oficiale. Este vorba de limbile bulgară, croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză. Cu fiecare aderare, numărul limbilor oficiale crește. Ca fapt divers, menționăm că și după retragerea Regatului Unit în UE, engleza rămâne limba oficială pentru că este limba din Irlanda și Malta. Ungaria este membră în Uniunea Europeană din 2004, deci din acel an limba este considerată limbă oficială al Uniunii Europene. Salutul Iona Potchivanu, că este cea mai utilizată și cunoscută formă de salut, la fel ca bună ziua, good day, guten tag. Salutul, ca și cea mai simplă și importantă formă de politețe, în general se învață acasă, bineînțeles în acei 7 ani pomeniți mult. Cei care provin dintr-o zonă geografică unde trăiesc mai multe etnii știu că este frumos să salut prietenul sau altă persoană apropiată în limba lui maternă, iar el tot în limba din politețe va saluta în limba ta. În copilăria mea la satul mare, când venea în casa noastră Mircea, fiind cel mai bun prieten al meu, el saluta Ioana Potchivanu. Așa l-a învățat mama lui, iar eu în casa lor salutam bună ziua, că așa m-a învățat mama. Niciodată, dar niciodată nu ne-am permis sau nimeni nu și-a permis să-și bată joc de această regulă. Din acest șir de logică se poate trage concluzia că într-un mediu oficial, de când țara noastră este membră cu drepturi depline al Uniunii Europene, se poate folosi un salut și formă de curtoazie și în limbă, altă limbă considerată oficială în Uniunea Europeană. Folosirea salutului în altă limbă nu încalcă articolul 13 din Constituția României referitoare la limba oficială. În acest sens, populația României recent a primit o încurajare promițătoare chiar de la președintele României de la tribuna președinției. Dragi concetățeni, de la tribuna Parlamentului, vă invit să folosiți salut și în alte limbi oficiale din UE, dar numai ca gest de politețe. Bună ziua! Bonjour, Ioana Potchivanuk și guten tag, domnule președinte. Anton Lichtman, deputat circumscripția electorală 14, Constanța. Mulțumesc mult!